Este o expoziție a unor artiști din Piatra Neamț, fiecare cu personalitatea lui și cu vocea lui aici. Aceste voci se văd, după cum puteți constata aici, foarte distinct. Sunt trei personalități care, în mod obișnuit, sigur, într-o expoziție colectivă, ei se dizolvă în mulțime. Dar aici, spațiul fiind concentrat, ei se văd deopotrivă. Trei formule de abordare a unei clasicități avem aici. Eu țin foarte mult la culoare, țin mult la ideea care o pun într-o lucrare și forma mi-ajută pur și simplu ca să dezvolt ideile pe care le vreau. El bântuie prin tot felul de marcaje stilistice care sunt ale new media, cum mi se spune. Dacă o să observați chiar în expoziția care o avem acum, am teme foarte diferite. Lucrările diferă foarte mult una de alta, ceea ce înseamnă că și la vârsta care o am, caut. Cred că pictez din dorința de a comunica cu semenii, în primul rând. Reprezint cu puterile mele tradiția școlii ieșene de pictură, pe care au onorat-o, cum știți, pictorii mari, Băncilă, Lucian, Tonița. Acesta este Dumitru Bezem, deci un cordialități cromatice, de factură posibilă, post-barbizoniană, dacă vreți, deci de după Grigorescu și Andreescu. Eu trăiesc într-un spațiu, aș putea spune, încântător, în nordul Moldovei, în Piatra Neamț. Acolo îmi am atelierul pe cei apropiați, fermecător spațiu. E încărcat de istorie și de credință, de aceea și pictez biserici. În același timp îmi place să pictez și arlechini. Acest capitol al inspirației venețiene vine după 4 vizite la Veneția. E un exercițiu de asumare culturală a imaginii extraordinar, în care el a păstrat fix acest pretext figurativ, care este propria imagine, autoportretul, pe care l-a ambientat, teatralizând extraordinar, împrumutând recuzita din arta venețiană. Să fi născut, dacă nu în România contemporană, atunci măcar în secolul de aur a picturii venețiene sau spaniole sau olandeze, când pictorul reprezenta într-adevăr ceva în viața cetății. Aici este un amestec de histrionism și cultură vizuală. Trebuie să rămânem tot timpul cu suflet de copil, chiar dacă suntem în niște corpuri de oameni supraponderali. Am rămas așa mai infantil și probabil se vede asta prin manifestarea exterioară.